congres de eminescologie. Adriana? Da, da. O secundă. Asta înseamnă că atunci Mihai Eminescu avea 18 ani. Ar fi, cum ar fi acum, clasa a 11-a. Și el a venit ca sufleur cu trupa de teatru a lui Mihail Pascali. Trupa de teatru și-a propus să facă un turneu de teatru în limba română pentru românii din zona Banatului. Făcând reprezentații, nu numai la Dubor, ci și la Arad, la Oravița, la Timișoara, unde Mihai Eminescu avea un frate, avocat, și în final la Dubor. Dar o particularitate foarte importantă este faptul că la Dubor s-a simțit extraordinar de bine trupa de teatru al lui Pascali și, deși au avut încheiat un contract doar de 10 zile cu reprezentații de piese de teatru pe scena fostului teatru popular din Lugoș, care a fost pe strada Buceci. Trupa a rămas în Lugoș 3 săptămâni. Deci a făcut atât de mult în Lugoș încât și-au prelungit de la 10 zile la 3 săptămâni, deci la 22 de zile. Pentru noi este o onoare. În cinstea acestui eveniment, lugojenii au considerat necesar să lase o urmă a trecerii lui prin Lugoș. Vă știți unde este bustul Mihai Eminescu? Ați văzut vreodată în Lugoș bustul lui Mihai Eminescu? Da. Da? Este aici, în scoarul acesta, din fața liceului HDU. De fapt, e un punct strategic, aș putea să spun. Este într-un ansamblu cultural, practic, amplasat, având biblioteca lângă, având casa Brădicienilor lângă, având biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului lângă, da? Având protopopiatul din Lugoș, primăria din Lugoș, deci este cel mai vechi monument urnul Sfântului Nicolae, care este aici, cel alb. Deci e un punct extraordinar pentru toți turiștii care vin și vor să vadă ceva și să știe ceva despre istoria orașului Lugoș. Dar înainte de a fi acest bust amplasat, care a fost undeva în 1993, deci după Revoluția din 89, a fost pusă o placă comemorativă, pe asta știți careva, care este pusă vis-a-vis de școala numărul 6. Acolo a funcționat primul teatru din Lugoș, care în 1900, deci a funcționat din 1835 când a fost construit, până undeva în anii 1900. În 1901 s-a dat în folosință teatrul pe care știți și voi acum, pe strada Corelan Brădicianu. Ei, acolo este o placă comemorativă care arată așa, să vă arăt, de-aia am pregătit-o. Dacă știți magazinul de chinezi, acum e singurul refer pe moment. Este cât de frumoasă. Vedeți? E foarte frumoasă. E din marmură albă și pe ea scrie așa. Omagiul Luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu, care a poposit în Lugoș în perioada 4-26 iulie 1868 cu trupa de teatru a lui Pascali. Deci acum 154 de ani. Este enorm, dacă ne gândim bine, dar este o onoare că încă putem să vorbim despre marele nostru Mihai Eminescu și vizita lui la Lugoș. În această carte, doi scriitori din Reșița, carte care se numește Monumentele Mihai Eminescu, sunt cuprinse aceste două, să zic, uitați aici. Deci aici este placa, da?
Și aici este, sunt bust, uite aici. Deci biserica, bustul, da? Monumentul Nicolae, biblioteca, teatru, ăsta, liceu, da? Deci are un ansamblu foarte frumos unde este amplasat. Dar această carte conține toate monumentele Mihai Eminescu. Din Timișoara, din Reșița, din, de peste tot din țară, de pe litoral, din Constanța, din Viena, de peste tot unde a fost la Arad, peste tot unde a fost el prezent, s-a ridicat către un monument Mihai Eminescu. Mulțumesc, dragi copii! Și vă mulțumim! Mulțumim că ați venit și că putem onora împreună Ziua Culturii Naționale. Adriana, spune-ne, te rog, a spus că a venit suflări cu trupa lui Pascal. Ce înseamnă aia suflări? Spune-le suflări. Ce înseamnă pe scena mare, unde jucau actorii, era un intrând, efectiv sub scenă și cu o mică deschizătură spre actori, unde Mihai Eminescu avea piesele scrise pe foi și dacă un actor se încurca, nu mai știa textul, îi sufla, că de așa se și spune. Îi sufla, adică îi spunea textul, pentru că el, fiind protejat de acea tablă care îl înconjura, numai actorul vedea. Și atunci piesa mergea de la sine, nu mai era nicio potipnire, totul decurgea bine, dar ca să fii sufler, trebuie să fii foarte atent la ce se discută pe scenă, la ce subiect este și foarte deștept să știi exact când să intervii, când vezi că are un blocaj actorul, când efectiv. Deci a fost o meserie practic foarte frumoasă, de unde Mihai Eminescu a învățat foarte mult pentru cariera, să zic, pentru pasiunea lui pentru literatură, poezie, filozofie, teatru. Mulțumim frumos! Îl rugăm pe oaspeții noștri să ne recite ce ați pregătit. Hai să vedem. Fiind băiet, făduri cu trei eram și mă culcam ades lângă izvor. Dar brațul drept sub cap eu mi-l puneam să aud cum apa sună încetișor. Un freamat îl trecea din ram în ram și un miros venea la dormitor. Astfel, ades, pe o nopți întregi, am mas, blând îngânat de-al valurilor gras. Sare luna îmi bate drept în față, un rai din bazme văd printre ploape. Pe când pe un văr de argintie ceață, sclipit pe cer, văpaie peste ape, un bucium cântă tainic cu dulceață, sunând din ce tot mai aproape. Pe frunze uscate sau prin înaltul ierbii, părea că aud venind în certe cerbii. Mulțumim frumos! Și era una la părinți și
și luni și între stele. Din umbra falnicelor bolți, ia pasul și le îndreaptă lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Aș vrea să vă mai spun ceva. Mai Eminescu îl cunoaștem cu poemele, cu poeziile sale. Dar Mihai Eminescu a scris și proză. O proză care, la un moment dat, în școală, poate o să o cunoaștem. Este vorba de Făt frumos din lacrimă. Ce ne spune Făt frumos din lacrimă? Înseamnă că e o poveste cu Feți Frumoși și cu Ileana Cosânziana. Aș vrea să găsesc aici finalul care este foarte frumos. E o descriere așa. Este descris Făt frumos din lacrimă în povestea lui Mihai Eminescu. Împărăteasa a născut un băiat, căruia i se puse numele Făt frumos din lacrimă. Și crescu și se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într-o lună cât alții într-un an. Când era destul de mare, puse să-i facă un buzdugan de fier. Îl aruncă în sus, le despică bolta cerului. Îl prinse pe degetul cel mic și buzdugându-i se rupse în două. Numai Făt frumos știa să facă și avea puterea asta. Atunci puse să-i facă altul, alt buzdugan și mai greu. Căzând din nor, nu se rupse de degetul bolnicului. Atunci Făt frumos își lua ziua bună de la părinți ca să se ducă să se bată singur cu oștile dușmane. Puse pe trupul său haine de păstor. Cămașă de borangic, țesută din lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărat. Își puse la brâu verde un fluier de doine și altul de hore. Și când era soarele de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă. Și în doiul lui de doinic, pe drum horia, și doinea, iar buzduganul și-l arunca să spintece norii, de cădea departe tot cale de o zi. Văile și munții se uimeau, auzindu-i cântecele, apele își ridicau valurile mai sus ca să-l asculte. Izvoarele fulgurau adâncul ca să-și azvârle afară undele, pentru că fiecare din unde să-l audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul, când vor șopti văilor și florilor. Făt frumos din lacrimă. O poveste frumoasă care se termină așa cum se termină poveștile frumoase cu Feți frumoși și cu Ileana Cosânziana și se făcu mândră muncă și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Și Făt frumos și Ileana au trăit apoi în pace și în liniște ani mulți și fericiți. Iar dacă ar fi adevărat ce zice lumea, că pentru Feți frumoși și vremea nu vremuiește, apoi poate că or fi trăind și astăzi. Mulțumim mult pentru prezența voastră și pentru faptul că am plecat și vom pleca astăzi de la bibliotecă. Poate vom lua câte o carte, poate nu neapărat, dar ne vom aminti că Eminescu are câteva poezii pe care le-am recitat astăzi, că a mai scris și proză, povești, Făt frumos din lacrimă, că Eminescu a trecut și prin Lugoj și
când trecem pe lângă statuia lui Eminescu și de multe ori vedem cât un buchet de flori acolo, este un semn al omagiului pe care îl poartă oamenii din zilele noastre. Mulțumim că ați avut răbdare, mulțumim doamna profesoară că ați venit astăzi la noi și vă ne așteptăm și cu alte ocazii și sper că nu v-ați plictisit foarte tare, da? Ok.